Poliția a venit cu mai multe date după tot scandalul iscat de tragedia produsă în stațiunea 2 Mai. Autoritățile au arătat câte aparate drug test există în dotarea polițiștilor, dar au făcut și un mic rezumat al activității în cadrul operațiunii Blocada. În anul 2017 au fost inițiate de către IGPR primele achiziții de mijloace tehnice pentru depistarea substanțelor psihoactive, mă refer aici la aparatele drug test, fiind dotate birourile brigăzii autostrăzi cu 6 astfel de aparate pentru exploatarea în munca de poliție și valorificarea rezultatelor în ceea ce privește eficiența de depistare a persoanelor de interes. Începând cu anul 2019 au fost asigurate fonduri financiare pentru achiziționarea la nivelul unităților de poliție a 122 de aparate drug test. Reprezentanții poliției au explicat și că urmează ca mai multe drug test să fie cumpărate. În prezent, IGPR are în derulare o procedură de achiziție pentru 400 de aparate de depistare a prezenței în salivă a substanțelor stupefiante cu termen de depunere a ofertelor stabilit pentru data de 31 august 2023, fondurile financiare acestor achiziții fiind asigurate pentru 244 de sisteme din două proiecte cu finanțare externă, urmând ca pentru diferența de 156 să fie identificate sau alocate sumele necesare pentru a achiziționa aceste aparate în valabilitatea acordului cadru. De asemenea, reprezentanții poliției au arătat și un bilanț al operațiunii Blocada. În perioada 30 iunie, de când a fost declanșat acest plan de acțiune, și până pe 21 august 2023, la nivel național au fost constatate, în cadrul acestui plan de acțiune, 2968 de infracțiuni la regimul circulației rutiere. Dintre acestea, 676 au fost de conducere sub influența drogurilor, 1211 de conducere sub influența alcoolului și 1081 de conducere fără permis.